Salutare! N-am mai făcut de mult o filmare și vreau să vă arăt cam ce lucrez eu astăzi. Am aici câteva bucăți de stejar, de dulap de stejar, din care ar trebui să-mi iasă niște trepte. Sunt tăiați de mine cam la început, când am luat gaterul, am făcut și ceva greșeli de tăiere. Nu știu dacă se observă, aici e un pic mai îngust decât aici. Nu respectam viteza de înaintare, mergeam prea repede și pânza o lua în valuri. În plus, la uscare, lemnul s-a mai și deformat. Da, nu știu cât se vede aici. Da, vedeți, dacă îl las așa pe o parte, se vede clar că are burtă. Da, așa. Și vreau să vă arăt metoda mea de a le îndrepta fără abric. De fapt, e o metodă furată de pe internet. Nu e chiar originală, da? Am această freză pe care ați mai văzut-o pe la mine și am făcut doi suporți paraleli unde fixez bucata de lemn în șuruburi, da? Și încep să lucrez. Am început, i-am făcut un pic capătul de dedesubt puțin de tot și acum încerc să o îndrept aici. Vreau să vă arăt că pentru a o îndrepta se pierde foarte mult, da? Aici așa o să rămână de subțire capătul ăsta, dar pe mine nu mă interesează toată lungimea și mai încoace am grosime mai mare. Sper eu ca suficientă cât să fac o treaptă. Am început cu o scândură destul de crăpată, e crăpată până aici și în partea asta altă până pe aici. Deci am început cu ceva mai rău ca să nu stric din bun. Și vreau să vă arăt și aici, da? Deci se vede clar că la mijloc iau o foarte mică cantitate de lemn. Da? Se cunoaște răsucirea. Și nu rămâne finisat, după cum se vede, rămân aceste dâmburi pe care le voi lua cu șlefuitorul la urmă. Dar, în lipsă de abric, ne folosim și noi de ce avem. Bun, o să pun camera aici, sper să nu mă deranjeze prea tare rămâgușul care sare. Așa, să încerc să și arăt cam cum. O s-o duc până la capăt și vă arăt imediat cam ce rezultat obțin. Cam ăsta este rezultatul după frezare. I-am tăiat marginile, nu am reușit să pătrund până în margine pentru că aceste leațuri sunt cam scurte și n-am ajuns la margini. Ar fi trebuit să mut și nu cred că mi-ar fi să mut piesa între ele și nu cred că mi-ar fi ieșit marginile cum ar trebui. Da. După cum se vede, e destul de bine. O să vă arăt și partea cealaltă care încă nu e finisată, adică finisată, trecută prin asta, frezată, da? Vedeți? Nu se vede lumină, ceea ce e bine.
Și ca să vă arăt, deci se cunoaște clar că am îndreptat deja partea asta, aici, încă e o abatere mare, da, deci, e lipit, da, iar aici e super despărțit, da, deci mai am de lucru, aici cred că se cunoaște clar că e curbată, da, mai de sus. Lumina nu prea mă ajută. Dar se vede clar că trebuie îndreptat, da? Deci partea asta e cât de cât ok acum. Da, foarte puțin se vede lumină. Dar aici e jale. Ia uitați cât spațiu rămâne. Bun, cam atât o să fie video-ul ăsta. Sper să nu vă fi plictisit. O zi bună!